Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Semnătura noastră în farfurie este o temă practic simplă, dar în același timp, ținând cont de nivelul concursului, probabil ar trebui să facem ceva foarte frumos, ceva care nu am mai făcut. Gata, știu ce fac. Fac un surf and turf. Dar ce eu nu pot să fac? Asta? Pot să iau și eu vădă. Hai, două. Și eu vreau. Stai că mai este un. Nu mai e. Da, dar asta e farfuria mea principală. Eu nu am altele mele. Okay, și... Păi da, da, ok, iau șase, mă, câte șase vezi? Trebuie, Nina, și noi avem nevoie. Câte mai ai? Dă-mi și mie, te rog. Câte vrei tu? Păi, uite, voi aveți și alte elemente pe farfurie. Ceea ce vreau să fac astăzi este Saint-Jacques cu un sos de șampanie cu mere, Granny Smith. O să adaug un pic de nucă deasupra la Saint-Jacques, după care voi face o semisferă așa și niște creveți tot trași la tigaie cu piment de Cayenne, adică iute, un piment special care vine din zona Franței de Sud. Am de gând să fac ormuș de vitor piept de rață, un piure de rădăcinoase cu trufe, un sote de ciuperci, un mix de ciuperci și mejii cu ceapă murate și un sos de piper verde în care o să infuzez prosciutto, salvie, cimbru și rozmarin. Dă mie mușchi de vită să-l fac, Anicu. Fac un vitello tonato cu vită, cu ton, cu amestecat așa frumos, cu o spumă în mijloc. E bine. Ia, Anicu, am dat partea aia frumoasă. Sărnă. Mă prind că eu le tai și Julien oricum. Am terminat, eu vita, mă uit puțin așa la ea, zic, bă, nu mi-a cam convenit cum e așa, zic, bă, nu știu ce să fac. Zic, bă, ia, stai, mă, așa. M-am sucit. Ia. Mi-au pește. I-am văzut pe ăștia că au luat pește, că au luat nebunii. Zic, bă, stai așa puțin, vitello tonato e un starter, zic, poate nu mă duce puțin sus. Zic, stai să fac ceva mai anatomic, așa, mai mișto, știi? Mam. Ia-l. Dă-i lui Constantin! Constantin! Da. Mai vrei mușchi de vită? Da, acum asta e două secunde. Vino și al! Mi-a dat mușchiul de vită, văd că e românesc. Încă nu știu ce decizie să iau, dar cred că voi merge pe mușchi de vită totuși, deși pieptul de rață știu să-l gătesc dumnezeiește. Voi găti un ou cu sos de verdețuri, cu un ceviche de somon și niște crutoane din pâine trase în unt cu icre de somon. Asta e pe asta? Poți să folosești? Trebuie. Am ceva de blanșat. Vrei să facem aici ceva de blanșat? Facem, da, împreună? Lobster. Am ales să fac un lobster astăzi. Mă gândeam la altceva să fac. Mă gândeam la un pește să gătesc, dar... Este un preparat pe care l-am gătit în Florida. Practic, acolo găteam în fiecare săptămână. Aveam meniu omar și tot așa. Îl găteam cu păstârnac și piure de conopidă. Iar sosul nu era emulsionat. Era doar sos normal. Eu am spanac și pătrunjel. E foarte important să-mi iasă sosul de verdețuri, pentru că în el o să pun niște gelatină și el trebuie turnat peste oul întreg și cumva șefii când taie, el trebuie să se deschidă. Uite aici spanac, dacă vrei, poți să-l folosești, dacă ți-ajunge. Bă, mi-ar trebui două cutii, dar am mai găsit doar una. Uite aici. Dar... Când am auzit signature dish, mi-a trecut prin minte tortul de spanac, mentă și lămâie, cel mai bine vândut tort al nostru. Hai, fierbi! Am încercat să găsesc o variantă de a-l reproduce la o scară mai mică, încât șefii să poată gusta din toate părțile componente. Faci piure de mazăre? Da! Ce face din mazăre aia? Bata din aia. Nu iese bine la culoare. Faci. Clar risc. Dar nu vreau în puii mei să zic că toată lumea a ajuns în semifinala Nica și a ajuns pe... tocăniță și pe ciorbă de perișoare și pe chiftele. Nu culoarea mă interesează. Și e mai ok să o fac în asta. Dacă e, pune niște baby spanac. Ha? La sfârșit, îl blendezi. Așa. Îl faci verde. În seara aceasta, la ultima probă, m-am gândit să fac un sibas la cuptor și după în tigaie pentru a-i da o crustă frumoasă. Vreau să fac o apă de castraveți pe care sper să o înțeleagă șefii. Aici mi-e puțin teamă. Și o să fac un sos de coriandru cu pătrunjel, adică ceva fresh acolo cu unt. Fac și un gel de castraveți, nu? Ce? Un gel de castraveți. Fă ce vrei tu, nu mai fă. Opa! Ula! La mulța!
Beau și eu un pic de șampanie, Nina. Adă un pahar și te servesc. Poate oi pune mai multă sare în farfurie. Nu să beau, să pun la sos. Dacă nu-l pui la sos, îl beau eu. Bine. Eu am gândit să fac un preparat vegetarian. Să nu mă duc cu carne, cu asta, pentru că mie îmi place maxim mâncare vegetarian. Ai cineva miere pe aici? Miere, da, am eu. Și eu. Beau și eu un pic. Farfuria asta, în general, este varza la Cluj, care e orez, varză și carne. Și tu, când scoți carne, am avut nevoie să emit senzația de carne cu afumator. Hello! Oh, ce liniște e aici! Ce faceți? Ne distrăm. Matthew, ai brățara de la Justin? Nu, e de la fratele meu nou. Care e fratele tău nou? El. Ah, Constantin. Am întâlnit mulți oameni mișto și rămâne prietenii asta mișto care a rămas între noi. Am făcut familia aici la Roșu. Da? Am sora, am o sora acolo. Frumos. Am o frață aici lângă mine. Mersi, Matthew, e drăguț. Zi-mi cum sunt astea. Poți să le scoți, că-s gata. Crusta asta e ok sau nu? Da. Aici dulce. Ce faci, Monica? Fac o prăjitură cu spanac, mentă și lămâie. Este un preparat adaptat de mine, nu este inventat de mine. Cu acest preparat l-am făcut pe soț să mănânce spanac, am făcut-o pe Maia să mănânce spanac. Deci sunt super bucuroasă. Spanac, da. Interesant. Și pâine de migdale. Succes! Cum te simți? Super! Toți ne dorim să ajungem și mâine, să fim în finală, dar știu sigur că unii vor fi finaliști, iar alții vor fi ajutori de finaliști, ceea ce nu e chiar atât de rău. Lângă acest lobster, ce mai faci? Lângă acest lobster voi avea și un piure de păstârnac. Ulele, e? Și un piure de conopidă cu turmenic. Bun. Un sos. Ceva senzațional. Succes! Mulțumesc! Pablo? Da. Ce zici, tati? Mamă, mamă, da, arată bine. A? Ești talent. Dar lași mai lăsa un pic. Da, mai lasă. Nu, arată bine, rău. Mai simpaticilor, mai aveți 30 de minute. Așa da, așa da. Ce faci cu ăsta? Fac și niște chipsuri de praz, dar e nebunit. A, iartă-mă, eu că asta. Și mai am de făcut uleiul ăla infuzat. Sincer, în bucătărie este foarte liniște, toată lumea se concentrează și toată lumea vrea să facă, să-și facă preparatul super bine. Constantine, da, ai deschis aici mâncația și curata. Hai, momentul. Păi era copacul deschis jos, pe bune, adică aici de punem mai noi. Mult. Păi, pe bune, o să devină că ai vărsat tu, pe bune. Scuză-mă, hai, lasă că rezolv. Lasă, unde-i prosop de la? Nu mai avem. Nu avem prosop. Lasă că rezolv eu, fac treabă. Stai, liniște, tu ai timp. Da, sunt ok. Farfuria asta, teoretic, trebuie să tu faci în vreo 12 ore. Am gândit că s-ar putea să pot să scot farfuria asta dacă pun în cuptor direct varza. În afară de asta am avut și un orez expandant și am profitat de cuptorul care avem, care este foarte puternic. Mă, picioarele. Dă-te mai încolo, că grăbesc. Prost sunt, știam, eram sigur că s-a întâmplat asta și ce fix. Pe nu am pus link furculița pe laterale și s-a pe tot. Mamă, nu pot să cred. Pablito! Bună, Gina! Ce faci, simpaticule? Pește. Un pește urât. Cred că e mangfish. Dar gustos. Dar gustos. Și fac mai multe tipuri de cartofi colorați, bulete, fac un velute, un sos mișto și niște crispuri dacă mai am timp. Cum ești cu emoțiile? Sau cu oboseala? Da, mai dus. E bine. S-a mai domolit un pic, e bine acum. Niște gloanțe, mai am ultimele pe aici și pentru finală, stai liniștit. Ai văzut că au boie aia cu dale așa? Ei, eu n-am daia, eu am daia aici ca Arnold Schwarzenegger, daia cu multe așa. Și mai trag și cu de-asta. Mai are Pablitos. Ce faci, Ștefan? Ți-a luat mult timp să te gândești la preparatul ăsta? Nu, l-am în minte. Și dacă vă dat o să ajung dacă în vreau semifinală... Dacă vreau tu îl fac. Bravo, succes! Mulțumesc! Tu, Anica? Eu fac pe de-aia fac un surf and touch. Aha, vezi că mă întrec pe mine. Hai să fac și piureu, fac și sosul, că nu mai știam la un moment dat ce dracu mai fac. Nu am folosit
tot sezonul ăsta atât de multe tigăi cum am folosit acum în proba. Vezi că pasul ăsta este foarte important. Știu! Da? Hai, simpaticilor! Ce faci acum, iubito? Uite, încerc să fac niște cotoane, dar nu-mi place pâinea asta deloc. Dragii mei, v-am mai rămas 15 minute din probă. Vezi că vă zboară ceva din cuptor? Vă zboară ceva din cuptor! Ce? Zboară ceva! What the hell? Tot Feng Shui-ul meu s-a dus. Dracu. Am găsit-o prin aer în cuptor. Era un pic rupt, dar mai rămasese niște bucați. Ok? Hey. Mamă! Cine te-a supărat? Nimeni. Dragii mei, mai aveți 10 minute. Oh, shit. Sunt foarte safe, timpul e de partea mea. Poți să-mi dai pensula aia ta, uleacă? Unde? Na, nu pot, acum când trebuie și mie. Trebuie și ea, 2 secunde, da. Până pui tu sos. Bine. Te rog. Hai repede. Ne-am pus tigaia, frate. Dă și mie sarea, bro. Sper ca celelalte două probe să-mi fi dat un punctaj destul de mare și cu ce iau aici la șef să mă ducă în finală, în principiu, știi? Mai aveți 5 minute. După ce am filiat ridichile, am zis, bă, cum au fi făcut ăștia pe Instagram, unde am văzut eu acolo, m-am sănat un cerc și am tăiat, bă, și a ieșit exact ca acolo, ești nebun, deci se vedea patul ăla, bă, șmecher, rău, rău, deci foarte frumos, dar cred că trebuia marinat cu ceva sau ceva, dar n-am mai avut timp. Se simte presiunea ultimei probe, știm că acum este ultima șansă să dăm tot ce avem mai bun, și să impresionăm încă o dată pe șef. E cam m-am panicat, jur. Eram în gândul meu cu și mea și Pablo, am făcut o mai fă-l pe grătar, pe tigai. Nu înțeleg de ce l-a gătit la cuptorul de jos. Păga la cuptorul din spate, care e cuptor de atâția bani, cuptor profesional, chiar de bucătărie. A vrut să se complice. Am zis, băi, serios, adică nu pot să scot o farfurie, serios. Am pipăit, na, era ok. Bucata aia, știi, care am mai tras-o un pic în tigaie. În fine, am scos-o până la urmă. Dragii mei, ultimele 2 minute. Ah, băga-mi așa. Maltul, dacă vrei. Mi-ai dat și la sfârșit niște sare, Maldon? Ți-am dat! Scuze-mă! Am încredere în gustul farfuriei, dar am emoții un pic la partea de tehnică. Nu știu cum o să li se pară șefilor sosul sau oul. 60 de secunde! Luni de zile am încărcat, pot să spun, în Statele Unite, doar ca să învăț și să mă ridic la un nivel mai înalt. Acum sper că toată experiența să mi-aducă un plus de valoare și să ajung în finală la șef la cuțit. 40! M-am transpirat, nu vine să cred. Doamne! 30! Păi nene, când m-am uitat la farfurie, am început să adaug verdeața și floricelele mele. Mam, câmpie! Câmpie de vară! Primăvară, vară, o nebunie acolo! 15! Ai flori, mă? Da, mi-am adus acolo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Succes, dragi! Mulțumim! Yo, ce-ai făcut aici? O rachetă. Mama mia! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.